Leul moldovenesc se apreciază față de moneda unică europeană. Banca Națională a stabilit pentru luni 6 decembrie un curs de 20 de lei și 3 bani pentru un euro, cu 8 bani mai puțin față de săptămâna trecută. Iar dolarul american a scăzut cu 2 bani și costă astăzi 17 lei și 71 de bani. S-a devalorizat și leul românesc cu 2 bani până la cotația de 4 lei și 4 bani. Hrivna ucraineană este de 64 de bani, cu un ban mai puțin față de săptămâna trecută, iar rubla rusească își menține valoarea de 24 de bani.